Bun găsit, oameni buni, o nouă ediție a emisiunii noastre. Săptămâna trecută a fost o sărbătoare foarte importantă pentru creștini. A fost sărbătoarea acoperământul Maicii Domnului. De asemenea, un alt subiect pe care o să-l dezbatem astăzi va fi cel legat de prezența femeilor pe muntele Athos. Ei bine, invitatul este părintele Alexandru Niță. Bun venit în studio. Bine, v-am regăsit. Avem cele două subiecte, mai avem încă unul, avem o sărbătoare iarăși, O dar surpriză. o surpriză, dar vă las pe dumneavoastră să dezbateți cele două subiecte. Sigur că da. Actualitatea acoperământului Maicii Domnului începe la 1 octombrie, dar acoperământul acesta, omoforul Maicii Domnului, care a fost văzut cu 1000 și ceva de ani în urmă la Biserica Vlaherne din Constantinopol, aici facem o mică paranteză, această biserică care arăta în felul acesta, acum ea nu mai există, a fost dărâmată de necredincioși. Așa cum spune numele Vlaherne, era Biserica Vlahilor, numele pe care poporul nostru din vremea aceea îl avea, din Valahia. Deci și această biserică din Vlaherne era a doua ca importanță în Constantinopol după Marea Catedrală Hagia Sofia. Ei bine, o sfântă icoană din această biserică era îndrăgită și iubită și venerată de credincioși. Și îi apăra de necazurile celor care veneau să tulbure și să atace creștinismul care fusese instaurat prin edictul de la Milan de la 312 a împăratului și Sfântului Constantin cel Mare. Și într-una din aceste ocazii, când cetatea era asediată, oamenii s-au strâns în biserică și se rugau Maicii Domnului. În biserică erau și doi părinți, care acum sunt sfinți, Sfântul Andrei și ucenicul său Epifanie. Și când se rugau, acești doi părinți au văzut cum Maica Domnului a intrat în biserică, însoțită de îngeri și de sfinți, s-a dus în altar, a ieșit din altar, s-a închinat în fața altarului și și-a scos omoforul, eșarfa pe care o avea pe umeri, și s-a ridicat până sub cupolă și de acolo, cu acest omofor, cu această eșarfă, acoperea întreaga adunare din biserică. Această minune a fost văzută numai de cei doi, dar a fost resimțită de toată lumea care era acolo, pentru că au scos după aceea credincioșii icoana, le-au dus pe zidurile cetății și asediul a încetat. De atunci există această realitate istorică permanentă în lume și vedem și aici o altă icoană frumoasă a Maicii Domnului, cum acoperă lumea, și aici altele. Și această realitate continuă până în zilele noastre, pentru că Maica Domnului ne acoperă pe toți cu acoperământul ei. Dar ar trebui să dezbatem puțin acest termen de acoperământ. A fost un acoperământ, un omofor vizibil, dar el este simbolic pentru că continuă peste sute și sute de ani până astăzi să ne ajute pe toți. Vedem aici, iată ce frumoase icoane sunt, Maica Domnului cu omoforul și aici
Maica Domnului cu omoforul care se întinde de la un orizont la altul. Puterea Duhului Sfânt. De ce spun asta? Pentru că există în slujbele noastre o cântare foarte scurtă, dar frumoasă, care spune: nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Deci, acoperământul este Duhul Sfânt. Duhul nevăzut, Duhul care a venit peste lume la Rusalii atunci când ucenicii, apostolii Mântuitorului se aflau în acel loc din Ierusalim, unde s-a pogorât asupra lor Duhul Sfânt în chip de limb de foc. Deci, nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Deci, acoperământul Maicii Domnului este o reprezentare vizuală pentru cei care doresc să înțeleagă mai bine, dar este și o prezență universală care ne acoperă pe toți și ne apără și ne ajută să ieșim din greutățile lumii. Bine că sunt și alți nori, alte furtuni care vin din partea opusă, despre care vom vorbi altă dată. Și vedem cum Maica Domnului, iată aici, văzută pe cer în secolul XIV, în Sfântul Munte Athos, despre care o să vorbim imediat, avem acolo icoana Maicii Domnului, stareța Athosului, cu toate mănăstirile din Sfântul Munte Athos. Locul acesta este la poalele Athosului, în dreapta Maicii Domnului, și aici este schitul românesc Prodromul. Ei bine, în secolul XIV, Sfinții Grigorie Sinaitul și cucenicul său Marcu se rugau undeva pe sub Aton, unde este acum dealul Palama și chilia Sfântului Palama. În timpul nopții ei se rugau și au văzut pe cer pe Maica Domnului și Sfinți alături de ea. Și Marcu l-a întrebat pe Sfântul Grigorie Sinaitul: oare ce să însemne aceasta? Și au văzut acoperământul, lumina și dedesubt nu era nimic atunci. Și lucrurile astea sunt scrise în Filocalie, în tomul Agioritic, care a fost publicat la Veneția la 1798, de Sfântul Nicodim Agioritul. Și răspunsul spune, Sfântul Grigorie Sinaitul spune: asta înseamnă că în vremurile de pe urmă, în locul acela, Maica Domnului va avea grijă să se ridice un lăcaș al său. Lăcașul său, schitul românesc Prodromul, unde icoana nefăcută de mână, Prodromitisa, o avem aici undeva, iată, icoana Maica Domnului, Prodromița, nefăcută de mână, ci prin minune dumnezeiască se află. Și aici intervine lucrul cel mai important, că s-a spus în vremurile de pe urmă. Deci, schitul Prodromul a fost construit între 1859-1863 și acum este acolo plin de călugări care, și de oameni de pelerin care vin să se închine la icoana Maicii Domnului. Deci trăim vremurile de pe urmă. Dar omoforul, acoperământul Maicii Domnului, iată-l și aici la noi, la biserica noastră, la Sfânta Mănăstire Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, la intrare, în partea dreaptă, este o frescă frumoasă și vedem aici pisania mănăstirii, Maica Domnului cu omoforul său, pentru că avem hramul
adormirii Maicii Domnului și vedem cum omoforul a acoperit ruina bisericii Mănăstirii Sfântul Brâncoveanu, care a fost dărâmată și bombardată de Habsburgi la 1785, din pronia cerească, din pricini pe care nu le comentăm acum, dar Maica Domnului a avut grijă ca în anii din urmă să se zidească mănăstirea și incinta nouă. Iată acoperământul Maicii Domnului. Și vedem aici o altă imagine frumoasă a acoperământului Maicii Domnului. Și acoperământul Maicii Domnului este însoțit de sfinți, de îngeri, așa cum vedem în această frescă de la Schitul Prodromu. Dar acoperământul Maicii Domnului, o vedem aici pe Maica Domnului deasupra, în acest triunghi, s-a întins până în Anglia. Iată aici mănăstirea din Essex, unde avem pe Sfântul Siloan Atonitu și pe discipolul său și iată icoanele care sunt sub ferestre și Maica Domnului deasupra, acoperământul Maicii Domnului, acoperă întreaga lume. În Statele Unite, unul din cele 51 de state, se numește Maryland. Maryland înseamnă Țara Mariei. Acoperământul Maicii Domnului este peste tot și biserica din Vlaherne, care a fost dărâmată astăzi, a fost reconstruită și interiorul bisericii, iată, este așa cum se vede aici și pelerinii care se duc la Constantinopol, la Istanbulul de astăzi, pot să intre în noua biserică din Vlaherne, așa cum se vede în locul acesta. Și în aceste zile și în zilele în care sărbătorim pe Maica Domnului și pe Maica Domnului o sărbătorim zilnic în slujbele de la mănăstiri, se cântă și acatistele minunate, acatistele Maicii Domnului, dintre care unul dintre cele mai frumoase a fost scris de monahul Daniel Sandu Tudor și din care am să vă citesc numai primul condac ca să vedeți ce frumusețe poetică a adus în lume prezența Harului dat nouă de către Maica Domnului. Cine este aceasta ca zorile de albă și curată? E împărăteasa rugăciunii, e rugăciunea întrupată, stăpână porfirogenetă și doamna dimineții, logodnica mângâietorului preschimbător al vieții. Spre tine alergăm arși mistuiți de dor, ia-ne și pe noi părtași al sfântului tabor. Și fă-te și nouă umbră și rouă, tu, adumbrirea de dar, să-și afle și firea noastră noirea din zămislirea de har, ca să strigăm cu toată făptura, într-o deplină închinăciune, bucură-te, mireasă, urzitoare de nesfârșită rugăciune. Deci, ăsta este răspunsul nostru la această sărbătoare nesfârșită rugăciune. Și avem rugăciuni frumoase. Avem acțiunul, avem apărătoare Doamnă, avem acatistele și o mulțime de alte rugăciuni frumoase către Maica Domnului. Acum, așa cum a spus, să vedem de ce Maica Domnului, cum o vedem în această frumoasă icoană, stareța Maicii Muntului Athos, vedem că în mâna stângă are toiagul stăreției, iar la picioarele ei sunt cele 20 de mănăstiri din Sfântul Munte Athos. Ei bine,
În Sfântul Munte Athos nu sunt permise femeile. De ce? Din motivele pe care vi le expun imediat. Datorită faptului că la începutul monahismului, la sfârșitul mileniului trecut și începutul 963 și începutul mileniului 2, în timpul iernii veneau păstori care își aduceau turmele de oi pe munții din Athos, unde vremea e mai blândă și pășteau acolo. Și călugării mai cumpărau lapte, brânză de la ei. Dar ispitele care vin de sus a făcut că printre acei călugări, printre acei păstori, să fie și păstorițe îmbrăcate în cojoace și când era prea frig, să întâmplau cele ale firii, ca în anul următor să vină păstorițele cu pruncii călugărilor la mănăstiri. Și atunci când au apărut aceste ispite, s-a hotărât ca femeile să nu mai intre niciodată în Sfântul Munte Athos. Și această regulă se cheamă avaton. Au fost și excepții și în timp o să ajungem la o excepție îngăduită de Maica Domnului, foarte frumoasă. Dar în timp, mai ales în anii din urmă, mișcările feministe din toată lumea și cele din Europa au pretins ca și femeile să intre în Sfântul Munte Athos. Și sunt la Bruxelles și în alte părți frecvente manifestații prin care femeile își impun, încearcă să-și impună dorința lor de a intra în Sfântul Munte Athos, ele fiind plătitoare de impozite, iar Uniunea Europeană a finanțat și finanțează reparații masive în Sfântul Munte Athos. Și nu s-a reușit până acum așa ceva. De ce? Pentru că sunt atâtea și atâtea opreliști care vin de sus de la Maica Domnului și care au fost date la o parte de realitatea Sfântului Munte. Este o realitate unică. Și așa cum s-a întâmplat în lume, în alte părți, oamenii care au priză la public, actorii în primul rând, sunt apreciați de oameni și de ceilalți, de popor. Așa cum s-a întâmplat, actorul Ronald Reagan a devenit președintele Statelor Unite, Schwarzenegger a fost guvernatorul statului California și așa mai departe. Și atunci, cei care susțin campanii electorale s-au gândit ca o actriță grecoaică celebră, Melina Mercuri, iată aici, pe Melina Mercuri, să fie propusă ca ministru al culturii în guvernul grec. Ea a acceptat propunerea, a fost susținută financiar, puternic și a fost aleasă ministrul al culturii, având în campania electorală proiectul de a genera o lege prin care femeile se poate intra în Sfântul Munte Athos. Iată, o vedem aici pe bagnota de 100 de drahme pe Melina Mercuri în acea campanie electorală. Ea a fost de două ori ministru și prin anii 90 ea a spus: în momentul în care voi fi ministru culturii, am să intru ca orice ministru în Muntele Athos, pentru că Muntele Athos face parte, e adevărat, cu un statut special, din teritoriul Greciei. Călugării, când au aflat, s-au așezat la rugăciune, pentru că în Athos este o
prezicere veche de sute de ani în care se spune atunci când vor intra femeile în Sfântul Munte Athos, călugării trebuie să plece, că sfârșitul va veni. Și s-au așezat la rugăciune ca Maica Domnului să-i ajute și să împiedice această tentativă. Și aici fac o mică paranteză. Acum câțiva ani, unul dintre cei mai importanți realizatori de emisiuni de televiziune din Statele Unite, ABC, American Broadcasting Corporation, a reușit să ajungă la mănăstirea Simonos Petra și să ia un interviu și să facă un reportaj frumos despre Sfântul Munte Athos. Și printre alte întrebări pe care le-a pus starețului de la mănăstirea Simonos Petra, Simonos Petra este undeva în stânga, exact unde este toiagul stareței, este acolo, exact, acolo este mănăstirea Simonos Petra. Și starețul i-a spus, când a fost întrebat, de ce nu intră femeile în Sfântul Munte Athos? Și starețul i-a spus, dacă ar intra femeile în Sfântul Munte, ar trebui ca în curând să deschidem creșe, grădinițe și așa mai departe. Deci, acesta a fost răspunsul datorită faptului că există o ispită pentru călugări și călugării, atunci când primesc rasa monahală, depun trei voturi, trei angajamente, trei jurăminte. Cel al ascultării, cel al sărăciei și cel al castității. Așa cum a fost Sfântul Ioan, apostolul iubirii, care a fost feciorelnic și a fost cel mai înalt dintre apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Iată care a fost motivul. Și călugării s-au așezat la rugăciune și la o săptămână înainte de data programată de Melina Mercurii de a intra în Sfântul Munte Athos, s-a dat un anunț că ea este grav bolnavă, se află într-un spital din străinătate și cu o zi înainte de a intra s-a dat anunțul decesului ei. I s-a ridicat, așa cum vedeți, o statuie în Atena în fața locului, locuinței sale și s-a arătat că voința lui Dumnezeu și a Maicii Domnului este mai presus de voința celor care vor să clatine creștinismul și așezările ortodoxe din Sfântul Munte Athos și din toate bisericile. Dar, așa cum v-am spus, a fost o excepție. Ce excepție a fost, vă spun imediat, când s-a petrecut la anul 1470. Cum s-a petrecut? Vedem aici, știm din sărbătorile care vor veni în curând, că la nașterea Domnului, cei trei crai de la răsărit, avem aici și numele lor, Baltazar, Melihor și Caspar, au venit la Maica Domnului și i-au oferit darurile, aurul, smirna și tămâia. Ei bine, moaștele lor se află la catedrala din Köln, din Germania. În această raclă aurită, minunată. Iar darurile, Sfintele daruri, aurul, smirna și tămâia, se află la mănăstirea Sfântul Pavel din Sfântul Munte Athos, unde există și o icoană și un paraclis a Sfinților Brâncoveni pentru ajutoarele pe care le-au dat. Vedem aici. Este o icoană unică. De ce? Pentru că îl avem numai pe Sfântul Brâncoveanu și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei, fără sfernicul Ianache. El nu a contribuit la ajutorul dat la mănăstirea Sfântul Pavel. Și după ce a căzut Constantinopolul la 1453, cuceritorul
avea mai multe mame, una naturală și altele pentru că sultanul avea haremul lui. Printre celelalte se afla o prințesă, fostă prințesă, Mara, fiica regelui împăratului Serbiei. Și ea a avut grijă mare de Mohamed, de cuceritor, și el o iubea grozav. Sârbii din Sfântul Munte Atos, știind lucrul ăsta, au rugat-o să îi ajute să capete bani ca să construiască, să repare mănăstirea Sfântul Pavel. Au primit banii, au construit-o și la 1470 era gata, după aproape 30 de ani, 25 de ani. Și atunci Mara și-a propus să vină și să le aducă în dar darurile de la Betlehem, aurul, mirna și tămâia, despre care v-am vorbit mai târziu, mai devreme. Și a venit cu corabia, a coborât de pe corabie și având casetele cu șiragurile cu aurul, mirna și tămâia, a început să urce panta către mănăstirea Sfântul Pavel. Și acolo a căzut la pământ când a auzit un glas din cer care i-a spus: Mara, în acest loc o singură împărăteasă este. Era vocea Maicii Domnului care a lăsat-o să meargă, dar a oprit-o. Și atunci a îngenunchiat, călugării din mănăstire au venit, au luat casetele cu sfintele daruri ale magilor, le-au dus și ea a plecat în pace și în liniște. Lucrul ăsta s-a petrecut în acest loc, unde v-am arătat, la 1470, cum scrie aici deasupra, și unde este acest paraclis, unde eu, în tinerețele mele, am ajuns prin anii 90 și coboram de la Mănăstirea Sfântul Pavel. Mănăstirea Sfântul Pavel se vede aici. Și am văzut paraclisul de la distanță. Și am întrebat pe un părinte din Atos, pe gimnazie, dar acolo ce este? Acolo este locul unde s-a petrecut o minune. Ce minune? Și mi-a spus minunea cu Mara, despre care v-am vorbit adineauri. Când am auzit așa, m-am dus repede și m-am așezat aici, sub această candelă, și m-am închinat într-o bucurie nesfârșită. Și când m-am ridicat, am lovit cu capul candela aceasta și toată candela s-a revărsat peste mine. Asta este o fotografie făcută acum 3 ani. Candela mi-a căzut pe cap și pe cămașă și am rămas înțepenit și nu știam ce să fac. Dar gimnazia mi-a zis: nu vă supărați, nu vă mâhniți, Maica Domnului v-a miruit. Și atunci am avut bucuria să înțeleg și să percep această afirmație și acea cămașă nu am spălat-o niciodată și acum am adus-o cu mine și este aici. Uitați, ăsta este gulerul ei. Deci, sunt minunile Maicii Domnului care ne acoperă pe toți și ne luminează și ne cheamă pe calea mântuirii. Și pentru asta să-i dăm slavă, mulțumire, recunoștință și iubire măicuții noastre. Mai avem 5 minute, Părinte. Mai avem 5 minute. În 5 minute vreau să vă vorbesc despre o minune mai puțin cunoscută, petrecută cu Sfântul Dionisie Areopagitul. Este în calendar, dacă vă uitați, chiar ieri a fost în ziua Sfântului Dionisie Areopagitul, care a fost un ucenic al Sfântului Apostol Pavel, care, după cum știm, a ajuns să aducă vestea bună la greci, la Tesalonic, când a început să propovăduiască, și
Când a ajuns la Areopag, aveam aici o fotografie. Aici este Areopagul din Atena. Așa arată Areopagul. Aici este Acropolis. Și aici este Areopagul. Ce însemna Areopagul? Locul în care, în antichitate, înainte de venirea Mântuitorului, se strângeau toți înțelepții și conducătorii Atenei ca să dezbată problemele cetății. Și ei se întâlneau acolo și discutau câte și mai câte. Și așa cum scrie în Noul Testament, în Faptele Apostolilor, capitolul 17, Sfântul Apostol Pavel a ajuns la Areopag și aici este o placă de bronz înaltă de vreo 2-3 metri pe care am văzut-o cu zeci de ani în urmă, unde este copiat exact textul din Noul Testament, din Fapte, unde spune cum Sfântul Apostol Pavel a venit, cum vedem în această icoană, în mijlocul înțelepților din Areopag și le-a propovăduit noua credință în Hristos. Și le-a vorbit despre învățăturile sale, despre tot ce puteau ei ca filozofi platonici sau învățătura lui Aristotel, Platon și ceilalți înțelepți din vechime să priceapă. Și erau foarte interesați, dar când a ajuns la realitățile răstignirii, ale învierii și ale înălțării, capacitatea lor de receptare nu a mai putut percepe așa ceva. Și au zis, lasă, despre asta vom vorbi altă dată. Dar în mijlocul lor se afla un credincios, așa cum scrie în Noul Testament, Dionisie, care a crezut și l-a urmat pe Sfântul Apostol Pavel, l-a botezat Sfântul Apostol, pe el și toată familia, l-a așezat ca un prim ierarh în Tesalonic, apoi în Atena, după care a plecat Dionisie la Roma și Papa Clement l-a trimis în Galia, în Franța actuală, unde el a ajuns să propovăduiască cu puterea harului de la Dumnezeu, har care fusese adus pe ce liniaritate, pe ce conexiune. Sfântul Pavel, pe drumul Damascului, orbit și luminat și convertit de la dușmanul lui Hristos la apostolul popoarelor. Și mai târziu, Sfântul Pavel, decapitat la Roma pentru credința lui și locul în care i-a căzut capul, acum este locul de unde izvorăsc apa din fântânile Romei, la Fontana di Trevi, la fel s-a petrecut și cu Sfântul Dionisie Areopagitul, care a fost decapitat de romani în zona actuală a Parisului, unde este Biserica Montmartre, care înseamnă martirii mei, și capul său, după ce a căzut, capul Sfântului Pavel a căzut și a sărit dintr-o parte în alta și din sângele acela au izvorât izvoarele, dar aici îl vedem pe Sfântul Dionisie cum se apleacă și își ridică propriul cap spre uluirea călăului și a celor care erau prezenți, dar Duhul Sfânt și Dumnezeu ajută la
această unică minune, un decapitat care și-a ridicat capul și îl vedem aici, ajutat de un înger, cum îl duce la picioarele unei credincioase și vedem aici multe statui cu această minune. Iată, aceste statui sunt de la Catedrala Saint-Denis-de-Pré, catedrală care a fost construită în trecut pentru păstrarea acestei minuni, dărâmată de necredincioși după Revoluția franceză, refăcută acum, dar într-o manieră secularistă. Vedem aici și o icoană ortodoxă a Sfântului Dionisie Areopagitul, vedem decapitat și apoi el își ridică capul și fără cap merge mai departe către această credincioasă și vedem aici cum are aura și îmbrăcămintea de ierarh, așa cum au ierarhii noștri ortodoxi. Și îl vedem aici pe Sfântul Dionisie cu capul în mână între îngeri la Catedrala Saint-Denis-de-Pré. Aici același lucru în detaliu. Aici o altă imagine a statuii, aici o alta și în sfârșit o icoană ortodoxă, pentru că el este unul dintre sfinții pe care și biserica noastră ortodoxă și biserica cealaltă catolică îl sărbătorim. Iată cum în această lucrare minunată și atot cuprinzătoare, Maica Domnului, sfinții și deasupra tuturor Sfânta Treime ne apără, ne conduce, ne lasă să fim și în situații de încercare, de durere, de întrebare, Doamne, ce se întâmplă? Ca la sfârșit, prin sfintele taine ale bisericii noastre, prin cele 7 taine săvârșite de preoții noștri, care sunt ascultători și obedienți ierarhiei, ierarhii noștri care vin din linearitatea Sfinților Apostoli până astăzi, din credința, din sfintele taine, din taina spovedaniei a împărtășaniei, avem aceste mărturii zilnice care completează și ne fac și pe noi să nu rămânem la un nivel stagnant în credința noastră, ci să le cunoaștem, să le gândim și să le punem în mintea noastră, în sufletul nostru, în rugăciunile noastre, pentru ca astfel și noi să putem să trecem prin aceste greutăți ale vieții care vin, ne acoperă și ne fac uneori să ne clătinăm. Dar Dumnezeu e la cârma corăbiei, ne conduce pe calea mântuirii, peste valurile și furtunile lumii acesteia. Mulțumesc, Părinte, pentru ceea ce ne-ați prezentat astăzi. Mulțumim lui Dumnezeu! Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Eu sunt Sandu Gherghe și vă doresc toate cele bune!